Doamna Lucica vorbea la masă cu Liviu și Bogdana, îi spunea lui Liviu faptul că i-au auzit pe ei băieții râzând foarte tare aseară după parte și că l-a întrebat pe Sergiu ce s-a întâmplat, de ce se amuzau, iar el i-a zis că râdeau de Adrian și de felul în care dansează și Liviu a început să zâmbească și a zis da, l-am făcut varză. Liviu a început să râdă și a zis, tu nu l-ai văzut pe Adrian cum dansează și Bogdana a completat spunând să vezi ce râdeau ai tăi când îl vedeau pe Adrian cum dansează, adică tatăl și probabil și bunica, restul familiei. Doamna Lucica a întrebat dacă s-a supărat Adrian și Liviu a zis că nici de cum nu se supără ei băieții atât de ușor. Doamna Lucica spunea că e băiat bun Adrian, și Liviu a confirmat și a spus da, n-am treabă cu el, e băiat bun, doar au făcut niște glume.